Bună, dragilor! Astăzi este marți. Eu pregătesc să păpăm de prânz și aici am pus niște cartofi la prăjit. Iar aici am bătut 3 ouă, am pus sare, piper și puțină boia dulce, niște bucăți de cașcaval, iar aici ceapă verde. Și asta o să mâncăm noi la prânz. Chiar mi-era poftă foarte, foarte tare de cartofi prăjiți cu omletă și cașcaval și ceapa verde dă așa un gust bun la omletă. Răsturnăm noi... Cred că o să răsturn așa, că mi s-a încins, nu s-a încins, credeam că s-a încins uleiul foarte tare, iar acum o să pun ceapa peste omletă și de obicei eu atunci când fac omleta amestec în ea, nu o las să se facă așa precum o clătită. Da, bingo! Ce spune băiețelul? Ce spune el acolo? De să dau focul puțin mai mare. De ce spune el aici, iubitul meu? Da! Ce spune el? Și tu? Și tu? Ce e? Copilași! Ce e? Afară este vremea superbă, avem 24 de grade, este cald și bine și toată săptămâna asta am văzut că o să fie cald și frumos și puțin din săptămâna viitoare și am înțeles că de pe data de 15-16 o să se mai răcească puțin, dar nu-i problemă, măcar ne bucurăm săptămâna asta de vremea asta minunată. Acestea vreau să-mi spăl și geamurile, să văd dacă o să reușesc, mai ales dacă s-a anunțat vreme bună. Doar că trebuie să-l băgăm pe bunguit, nu știu, într-un dormitor și să-l închidem acolo, da. Ce da, bingo, să... Da, mama! Mama, și ce să facă acolo? Păi el să stea acolo închis, ca eu să-mi pot spăla geamurile. Ce puși, măi! Adică cu da. Geamul deschis? Cu geamul deschis, da. Pentru seară voi face niște aripioare cu mămăliguță și cu usturoi. Aici asta aici vom mânca sunt? Noi. Aici sunt, da, doar că trebuie să pun apă. Trebuie să pun apă. Trebuie să pun astea în mașina de spălat. De obicei îmi adun vasele în chiuvetă și apoi le iau și le pun pe toate deodată. Ca să nu tot deschid mașina asta de 7000 de ori. Cana aceasta nu o să o bag și cănile de genul acesta nu le bag la mașina de spălat. Așa. Și lăsăm aripioarele așa să se dezghețe. Astăzi am programare la sprâncene la ora 5 după amiaza și aș fi vrut să fac, nu știu, griș cu lapte, orez cu lapte, nici eu nu știu ce... Vreau să fac ceva, vreau să fac ceva, ceva de casă, dar nu știu ce. Ia uitați cum se întinde cașcavalul, o bunătate! Este pentru prima oară când pun boia de ardei dulce în omletă. Chiar am zis să încerc, să vedem. De fiecare dată când pun, nu știu, câte ceva, îmi place că se schimbă gustul la mâncare și mi se pare că e ceva diferit. Nu e o omletă clasică. Și când îmi pun pe ouăle prăjite niște fulgi de ardei, fulgi de chili, din ardei, la fel mi se pare că se schimbă foarte, foarte mult gustul și parcă mănânc ouăle alea mai cu drag, nu știu cum sunteți voi, dar eu cam așa sunt la mine, trebuie să fie ceva așa mai diferit. Așa. Dau focul mai mare la cartofiori. Imediat ne punem să mâncăm. Timpul trece foarte, foarte repede, undeva pe la 4 și jumătate ar trebui să plec de acasă, dar cred că ar trebui să plec pe la un 4 și 20 pentru că este aglomerat la acea oră. Este lumea de la muncă și aș vrea să ajung până în Lidl să văd dacă găsesc acea cremă de fistic, să fac un salam de biscuiți pe care l-am văzut pe TikTok și arăta nemaipomenit de bine și mi s-a făcut poftă. Dar să văd dacă am noroc să găsesc și eu. Dacă nu te mănâncă, voiam să te prind un pic. Măi, dar tot simți tu.
singur nu-ți fac nimic. Eu și pup. Vreau să te pup un pic. Ce mai faci tu? Dar ce mai faci tu, băiețel frumos? Da. Dar ce mai faci tu? Frumusețe. Da. Cine e Bingo-lu mama? Of, ce somn îmi este mie. Pășărica. A căscat, da. Pășărica. Haide, haide, așa. Ce faci tu, iubitule? Iubitule. Da, de ce pup? De ce pup un pic? Marc, cum a fost la grădiniță azi? A fost frumos? Ce-am mai învățat noi la grădiniță azi? Unde vrei să mergi? Unde vrei să mergi, că ești dezorientat? Pe telefon și pe masă, așa-i? Și pe mine din nou. Hai, veni pe mâna dreaptă. Am cântat un cântec. Ai cântat un cântec ce? La floricele. Hai de aici. Aici? Dar urât ești când faci ochii așa și ridici moțul ăla. Nu-mi place, zici că ești turbat. Nu știu dacă-l vedeți. Faci niște ochi așa, îi mărește și din negru se fac gri. Nu știu cum urât. Haide, hai că trebuie să mă uit la mâncare, să întorc cartofii. Stai aici, așa, stai aici. Astăzi mi-am spălat și părul, am încercat să-l aranjez cu peria rotativă, dar nu. La câta părul am eu gros și... S-a uscat atât de greu și m-am chinuit foarte, foarte tare. Uite că cartofii trebuie să iau. Așa că m-am lăsat pe gubașă, dar m-a enervat maxim. Doar fetele care au părul des și firul gros înțelege despre ce vorbesc. Nu zic că nu-mi place. Îmi place să am părul așa, îmi place să am părul des, îmi place să am firul gros. Doar că e greu de întreținut. Și când te usuci, și când vrei să-l faci cu placa, și când vrei să-l faci cu ondulatorul, este foarte, foarte ciudat de făcut. E foarte greu. Da. Mănâncă-mi aurul. Mănâncă-mi aurul. Iar o să primesc comentarii pe internet că sunt plină de aur și stau la etaj 4 din 4 și ia uitați cât aurul am aici. Aici am două brățări cu aur, din aur. Aici am o brățară cu perle prețioase. Stai, la mâna asta am din nou o brățară din aur și aici o brățară care are tot aur, dar am și roșu ca să nu fiu de ochiată. Aici am două lănțicuri de aur. Și ăștia sunt tot din aur, dar sunt din aur alb, da? Da, Bingo, vezi? Plină de aur. Și pe unghii, am uitat să vă spun. Și pe unghii am aur. De fiecare dată când mi-aduc aminte, mă bufnește râsul. Deci, acea persoană a crezut că eu am aur pe unghii. Aur adevărat, nu? O foiță de aur din asta, de pe Temu. Și am mai numit eu o mașină în afară de Porsche. A zis că cum de îmi permit eu să am aur pe unghii, care stau la etaj 4 din 4 și sunt șomeră, că nici bogătașele care au Porsche și încă o mașină nu au așa ceva. Da. Da, Bingo. Și au, și linguri am din aur, am uitat să vă zic. Și linguri am și din argint. Din argint și alea pe care le-am cumpărat de la chinești sau tacâmurile alea din Aușan sunt tot din aur și din argint, doar că alea sunt îmbrăcate în plastic ca să ferească aurul, să nu vină cineva peste mine să-mi fure aurul. Aurul atârnă greu. A, stați că am uitat să vă arăt că Marc are și el un cristal valoros. Aici glumesc, cred că v-ați dat seama, nu vreau să se înțeleagă greșit că sunt ironică față de voi. În niciun caz sunt ironică față de acea persoană, da, față de ea sunt ironică. Mie nu-mi stă în caracter de obicei să jignesc sau să fac așa, nu știu, să iau pe cineva la mișto. Dar atunci când sunt luată și eu la mișto de asemenea persoane, uneori chiar nu mă pot abține și v-am zis, mă și bufnește râsul, dar parcă mă, e de-a râsul plânsul, ceva de genul, parcă mă și bufnește plânsul că poate să existe asemenea oameni cu o gândire așa. Și chiar dacă locuiesc la etajul 4 și sunt șomeră și chiar dacă aș fi avut aur,
pur pe unghii, nu știu care ar fi fost problema, pentru că na, fiecare are ce are, nu-i musai să-ți afișezi averea, nu? Poți să fii să ai o grămadă de bani în bancă și să locuiești într-un apartament, într-o garsonieră sau... Na, fiecare cum vrea. Sunt persoane care au bani mulți, cunosc persoane care au bani mulți și locuiesc în chirie. Nu au apartamentul lor, nu au apartament în rate, pur și simplu locuiesc doar în chirie, pentru că așa își doresc ei. Deci, ia zic, fiecare gândește cum vrea, face cum vrea, cum crede că e mai bine pentru el, dar eu rămân așa șocată când văd ce persoane există. Și uitați acum și Bingo trage la aurul meu. Îți place aurul meu, Bingo? Ar trebui să spun și ție, să spunem un inel pe gheruță, da? Cu aur. Așa-i? Îi plac aurele. Îi place aurele, da. Aurul, Marc, îi place aurul și perlele, vezi? Perlele mele prețioase. Ia uite. Hai, da, să nu-mi rupi. Aurul, Bingo. Dragilor, ne punem să mâncăm. După care strâng tot ce e pe aici. Mă duc, fac și eu un duș. Mă pregătesc că trece timpul și aș vrea să ajung la Lidl, doar că nu știu ce să fac. Să merg la Lidl, dar nu, că dacă merg la Lidl înainte nu e ok. Că dacă cumpăr ceva mezeluri, este foarte cald. Dar tare mie că după aia mă duc la Lidl și nu mai găsesc acea cremă. Și oricum nu e 100% că voi găsi acea cremă cu fistic. Nu știu cum să fac. Probabil o să merg la Sprâncene. Sau aș mai avea varianta să merg la Lidl, mă întorc acasă să-mi aduc lucrurile, după care trebuie să plec în capătul celălalt al orașului. Și nu știu dacă o să stau bine cu timpul. Dacă nu, o să merg la Lidl după ce merg la Sprâncene. E pentru că acolo este, în capătul orașului. Și probabil când mă întorc de la Sprâncene o să intru. Dacă găsesc, găsesc. Dacă nu, asta e. Bingo! Lasă-mi aurul! Lasă-mi aurul! Ia și pup! Mă, cocoșelule, mă! Ia uite, pup! Dă un pup dulce! Mua! 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 Hai mai dă unul! Haide! Cocoșel! Ești ca un cocoșel, ce ridici moțul ăla așa? Dă-mă și mie un pup, mă! Așa! Zi pa, pa! Zi pa, ne vedem! Vreau să-mi fac o cafeluță rece. Mi-am pus aici niște zahăr. Am pregătit laptele. Pentru prima oară încerc această cafeluță. Aripioarele s-au dezghețat. O să le scurg bine de apă, după care o să pun niște sare și niște piper și o să le bag în frigider pentru a nu se strica. După care o să vin și o să tai chestiile astea. O să le tai așa, să le secționez și apoi le pun în grătar sau în ceaun. Încă nu m-am gândit. O să fiu, nu mă așteptam să se dezghețe atât de repede. Acum o să pun o folie deasupra și o să le bag în frigider. Așa. Hai, mă. O să pun după aia niște gheață. Aș fi vrut să pun laptele la început, dar e pentru prima oară când fac și vreau să văd ce iese, câtă cafea scoate. Având în vedere că am pus doar de o cafea, nu cred că ar scoate mult, dar nu e nicio problemă că punem laptele și gheața după aia. Foarte interesant acest espressor, îmi place foarte, foarte mult. Poți să ți o personalizezi propria cafea. Chiar am văzut azi un clip de la Philips pe YouTube, special la acest espressor cu seria 3300 pe care l-am eu. Măi, dar câtă apă dai acolo, că văd că cafea nu prea mai curge apă. Probabil așa se face asta. Da. Așa că o să punem gheață.
punem lăptic și data viitoare știm să punem gheața, să punem lăpticul și apoi dăm drumul să pună cafeluța. Aici normal arată să pui, cred că, apă cu gheață și cafea și arată pe cameră că ar fi prăfuit, dar așa când mă uit eu la el nu se vede nimic, deci așa că camera telefonului scoate tot. Iar acum o să îl închid și îmi place că de fiecare dată când îl aprind și când îl închid se curăță singur, deci începe să curgă așa apă și atunci când îl deschid, adică când îl pornesc și când îl închid. Se adună apa în tăviță, chiar vi-l recomand din tot sufletul, îmi place maxim de mult. În tava asta se adună în partea asta și zațul, eu îl spăl o dată pe zi. Asta este a doua oară când fac cafea și dimineață și la prânz. Iar în partea asta aici, unde se scoate acest rezervor cu apă, se scoate ceva de acolo, nu mai țin minte cum se numește, și se spală o dată la săptămână sau la două săptămâni. Bineînțeles că eu îl voi spăla săptămânal și vreau să am grijă de el. Aici am și acest gel, vaselină, nu știu ce, pentru a unge cu pensula odată la ceva timp acolo în interior. Cred că are treaba cu, cu acea râșniță pentru cafea. Am văzut, au pe Mag tot felul de oferte cu două filtre și acea vaselină plus pastile pentru decalcifiere și așa mai departe, special de la Philips cu 70 și ceva de lei, două filtre plus mai multe chestii, aveau și cu 140 de lei 4 filtre, pastile pentru decalcifiere, benz pentru duritatea apei și așa mai departe. Așa că va trebui să mai achiziționez și eu câteva lucruri pentru el, să le avem în casă, să nu mă trezesc că rămân atunci așa. Și nu am ceea ce trebuie și va trebui să merg să cumpăr din magazin, care în Media Galaxy sau în alte locuri sunt mult mai scumpe decât dacă le-aș lua de pe Mag. În acel clip pe YouTube referitor la acest espresor am învățat mai multe chestii despre el, sunt foarte, foarte încântată de el, nu-mi pare rău deloc că l-am achiziționat. Într-adevăr, este destul de scump, da, nu este ca un espresor cum l-am avut pe cel de la Breville sau altele care sunt 5-600 de lei. Acesta a fost 2499 de lei, așa că nu-mi pare rău investiția pe care am făcut-o, se merită, cafeaua se face foarte, foarte rapid, e ca și cum tu nu faci nimic. Faptul că îmi pun lapte, gheață sau zahăr la cafea, în rest el face toată treaba, este ceva așa mai comod, ceva mai ușor și îmi place foarte, foarte mult că macină cafeaua proaspătă, ceea ce asta am căutat la un espresor. Mai ales că celălalt a început să nu mai facă cafeaua ok, ziceai că bei cafea, nu știu, ai făcut-o la ibric, după care ai pus laptele și ai turnat cafeaua, era așa ca o apă chioară. Cafeaua nu mai avea gust bun, laptele nu se mai făcea spumă și cafeaua era ușor călduță, iar mie îmi place să beau cafeaua mai fierbinte. Bineînțeles că mi-a fost foarte practic și acel espresor, mi-a plăcut maxim de mult. M-a ținut 5 ani, anul acesta în aprilie am plinit 5 ani și încă mă mai ține că îl mai am, doar că nu mai face cafeaua cum ar trebui, să zicem așa. Dacă tot am avut în plan să schimbăm espresorul, am zis să luăm unul care macină cafea, unul cu mai multe opțiuni și ne-am gândit la acesta, care avea recenzii și are recenzii foarte, foarte bune. Cei drept la început ne-am gândit la cel 2100-2200, știți că v-am mai spus, dar acela nu avea atât de multe opțiuni și acelea două am înțeles că vin cu probleme. Ăsta și că ar fi super, super ok. Astăzi am descoperit și de chestia asta că se lasă în jos pentru espresso, nici nu știam, credeți-mă pe cuvânt, dar așa văzând acel clip am mai învățat câte ceva despre el și pot să vă zic că sunt mega, mega mulțumită, deci îmi place maxim. Da. Și aici vorbesc și eu. Da! Pășărică mică! Astăzi am reușit să-mi fac ordine și aici în dulap.
Mi-am pus toate lucrurile la locul lor, am mai aruncat și niște ceapă și niște cartofi care au încolțit și s-au stricat. Am așezat lucrurile, ai venit și tu să-ți dau ceva. Am pus totul în ordine, am scos și chestia asta de subt și am curățat și sub toată mobila. Și am în plan să fac așa câte puțin în fiecare zi. Frigiderele le-am făcut, trebuie să fac cuptorul cu microunde, trebuie să fac cuptorul de la Araga, să-l trag tot și să folosesc acea soluție de la Shogun și abia aștept să o încerc. Că na, mai am să fac pantofarele, geamurile de la tot apartamentul, mai am de tras și acest dulap de acolo și să fac și după el, să fac și interiorul. Aici placa asta de faianță a căzut și trebuie să o prindem. Dacă am prins și perdeaua. Și mai am destul de multă treabă. Dulapurile din cameră trebuie să le fac interior. Lada de la colțar și etc. etc. Așa că pregătesc gheață. Să pun din asta, dar nu că mă enervează când iau și apăs din aia, mă chinui. O să pun de aici, că îmi place că e mult mai ușor, împing din cauciucul ăsta și iese gheață. De mult îmi place când este cald afară, îmi dă o stare de bine, am chef să mă plimb, am chef să fac curățenie, am chef să fac mâncare. Am o altă stare, o stare de bine. Și mă enervează că ăștia au schimbat capacele și la laptele de la Prolacta și la ăsta din Penny. Cafeluța este perfectă așa, nu o să mai adaug lapte deloc, doar puțin zahăr, simt nevoia să fie puțin mai dulce. Iar apoi mă duc să fac un duș și să-mi îndrept părul cu placa. Aș fi vrut să mă întind puțin în pat, dar imediat este 4 fără 10, iar eu la 4 și 20 trebuie să plec de acasă. Hai, 4 și jumătate, maxim. Vă aduceți aminte, acum ceva timp v-am arătat această rochiță pe care am luat-o din New Yorker și nu am reușit să o probez, așa că am îmbrăcat-o astăzi și îmi place maxim, maxim de mult cum arată. Mi-am luat și acești saboți, iar pe dedesubt am luat o pereche de egări. Din ăștia scurți, mi se pare că era prea, prea sexy. Dacă n-aș fi avut egări ăștia, aș fi arătat așa, ceva de genul, și nu mi-ar fi plăcut în niciun caz. Așa că această rochiță o voi lua doar cu această pereche de pantaloni sau alții poate deschiși, ca să nu fiu toată negru. Dacă aș lua ceva, un crem sau un alb, ar arăta foarte, foarte bine. Mie îmi place maxim de mult și mai am încă una pe crem. Ia să pun și pălăriile astea la loc. Pun o pălărie în cap. Mi-am întins părul cu placa și am scos de acolo placa și am dat pălăriile la o parte. Că aici în cutie asta trebuie să-mi iau o cutie din aia, ca lumea, din plastic și să-mi pun toate, cam toate ondulatoarele, perile rotative, ce am eu acolo, plăcile de păr, și să-mi pun într-o cutie din aia cu rochița capac. Aceasta am probat-o, dar asta este rochița de la mama din Italia, dar la această rochiță se va potrivi foarte bine niște sandale cu toc sau sandale cu talpă înaltă, pentru că altfel nu prea mă avantajează, pentru că sunt micuță de statură. Rochița asta pe care am luat-o tot din New Yorker cu nasturi îmi place maxim de mult, doar că mi-au căzut doi nasturi de aici și trebuie să-i cos. Am pus-o la spălat că am îmbrăcat-o zilele trecute și este superbă, deci îmi place maxim de mult. V-am arătat-o și pe asta acum câteva săptămâni și are aceste găurele. Mă gândeam eu că o se vadă urât, doar că, na, cred că dacă aș lua-o fără ștrampi negri s-ar vedea destul de sexy, să zicem așa. Așa că eu am luat-o cu ștrampi negri și când o să se usuce o să-i pun năsturei înapoi și o să-i întăresc pe toți. Așa, și mai am această rochiță care e tot din acest material. E cremul ăsta spre maroniu și asta e super, super faină și abia aștept să o îmbrac și pe ea și asta e, cred că, perioada ideală să le îmbrac pentru că au mânecile astea lungi, deși afară este foarte, foarte cald și s-ar putea să mor puțin de cald cu ea care mânecă lungă sau în serile de vară, mai ales că la noi în Brașov sunt seri de vară mai rocoroase. Am plecat. Este și jumătate.
îmi iau geanta și... hai, hai minișor, la locul tău. Și trebuie să plec la drum. Nu m-am dat cu fond de ten pe față, doar cu puțin blush și iluminator, un pic la ochi, așa, cu un pic de iluminator, că mă simțeam așa mai nu știu cum, și un ruj, atât. Pentru că de fiecare dată când îmi face sprâncenele, mă mâjesc foarte tare cu soluția aia și, na, ideal e să mergem nemachiate, să nu avem rimel sau altceva, așa, un pic, un blush, un ruj, nu o deranjează cu nimic și abia aștept să îmi fac sprâncenele, să o ridice pasta în sus și să mi le facă din nou super faine. Pe Bingo. Uitați-l pe Bingo, el aici stă la... la baie, îi place mult. Da, puiule! Alo! Am ieșit de la sprâncene și dacă tot eram aici aproape la Teddy, am venit să cumpărăm pentru Sally un tablou din ăsta și niște pietricele și pentru Mark diamante. Le mai are pe cele albastre și pe cele verzi și a venit să se mai îmbogățească și cu astea. Astea. Mai avem două cu... Hai, du-te aici. Mai avem două culori, nu? Da. Mai avem ce culori mai ai? Păi mă... Nu acum, acasă. Ce culori ai? Verde cu albastru. Verde cu albastru. Ia să vedem, mamă, ce frumos. Marc n-a putut să se decidă, așa că trebuie să ia... am în două pachete. Cam de jumătate de oră am ajuns și noi acasă. Am fost și am dus-o pe Mini la plimbare. Acum am pregătit să fac un mușdei de usturoi. O să pun și aripioarele la foc. Nici nu știu, să le fac în ceaun, să le fac în grătar. Habar nu am. Mămăliguță și asta o să mâncăm noi pe seară. Trebuie să pregătesc pachetelul Selenei. Și am aici câteva lucruri pe care vreau să vi le arăt ce am cumpărat. Dar să mă ocup de mâncare. Am decis să fac aripioarele în această tigaie. Am pus ulei, am lăsat să se încingă. Am pus sare, piper peste aripioare, puțin apă și puțin vin roze. Iar aici am pus pentru mămăliguță. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Am fost prin mai multe magazine. De la Pepco, Selena și-a cumpărat acești pantaloni scurți, care au costat 27 de lei și sunt foarte drăguți, așa colorați, veseli. Tot de la Pepco și-a luat o rochiță, care a costat 32 de lei. Are un material foarte, foarte mișto, o rochiță așa de vară, cu floricele. Teddy am cumpărat pentru Selena aceste pietricele, care au costat 3 lei. Și acest tablou, care a costat 8 lei. Vrea să facă ea tablou personalizat. Mai are încă două, nu? Da. Așa. Iar pentru Marc am luat acele cristale, pe culoarea mov și roz, pe care vi le-am arătat în magazin. Dacă tot am ajuns la Teddy, am zis să intru și până în DM, să văd dacă găsesc acest produs pe care îl caut de ceva timp. Este un iluminator pentru zona de sub ochi. Am înțeles că este foarte bun. Aceasta este nuanța pe care am găsit-o. Era singurul produs la raft. A stat 19 lei și câțiva bănuți sau 19 lei fix, chiar nu mai țin minte. Am luat două glosuri și acestea au fost tot la ofertă. Costa 9,75 lei bucata și sunt tot de la Catrice. Sunt niște glosuri cu sclipici. Foarte, foarte drăguțe. Am luat unul pentru mine și unul pentru Selena. Deoarece mi-a plăcut foarte mult acest fond de ten de la Makeup Revolution, am zis să-l cumpăr din nou. Acesta este o nuanță mai închisă decât cel pe care l-am cumpărat zilele trecute, dar nu este nicio problemă că le pot combina. Acesta era ultimul, alte nuanțe nu mai avea. În curând vine vara, mai ales că o să mă bronzez, sigur o să se potrivească perfect atunci. Iar aici am făcut câteva cumpărături din Lidl.
Și am luat o pâine din asta ciabata. Un, nici nu știu cum să-l numesc, un con cu ciocolată. Aceste gofre. Am mai luat o pâine cu măsline. Broccoli congelat. Alte gofre, vafe, cum să le numesc. Din nou un corn cu ciocolată. A avut și Marco o gogoașă. Doar că a păpat-o. Praf de copt. Drojdie uscată. Două punguțe cu mozzarella. Și vreau să găsesc și eu prosciutto cotto, doar că nu am găsit. Aș fi vrut să găsesc și eu acea cremă cu fistic. Nu am găsit. Nu era mai nimic la acest Lidl. La noi în Brașov nu prea se găsesc foarte multe lucruri. Și nu mă refer doar în Lidl, și în DM, și în toate magazinele posibile. La noi nu știu, ajung ultimele sau nu ajung deloc. Aici am luat câteva cepe roșii, ceapă albă și cartofi albi. Atât am plătit pe toate produsele. Am plecat și eu foarte încântată că voi găsi acolo prosciutto cotto și tot ce am mai văzut eu în gama de lux. Aici are Selena caietele, trebuie să o ascult, dar din păcate nu am găsit nimic. Nu am găsit, Marc. Ceea ce am vrut eu nu am găsit. Păi ce să găsesc? Am vrut să găsesc o cremă cu fistic să fac salam de biscuiți. Am vrut să găsesc prosciutto cotto, nu am găsit. Avea jambon și alte chestii, dar niciun caz ceea ce aveam eu nevoie. A început să fiarbă și apa pentru mămăliguță. Și apropo, fondul acesta de ten eu l-am găsit doar în DM-ul de lângă, asta pentru persoane care sunteți din Brașov, de lângă stadionul din Bartolomeu. Nu știu dacă mai au, este posibil să mai aibă în acele lădițe. Ați văzut și voi că de obicei se mai scot din produse în alte zile, deci astăzi eu l-am găsit pe acesta ultimul, dar mâine să mergeți și să mai găsiți la raft. Și asta mă refer la persoane care sunteți din Brașov. În alte magazine de men nu l-am văzut absolut deloc, nu l-am văzut nici la preț întreg, nu l-am văzut nici la această mărime, că nu e un fond de ten foarte mare, are doar 25 de mililitri, dar e suficient, adică eu nu reușesc să termin un fond de ten din ăla mare niciodată la timp. Nu știu dacă voi le terminați, mai ales că nu mă machiez zi de zi. Dar ăsta îmi place foarte mult, e foarte lejer, lasă așa, nu știu, o luminozitate tenului. Îmi place foarte mult. Și îmi place că nu încarcă tenul și nu se vede urât pe tenul meu uscat, așa cum se văd alte fonduri de ten. Deci ăsta se vede, zici că e o cremă sau nu știu cum să numesc. Foarte mișto, îmi place mult. Bravo! În primul război mondial s-a remarcat asta, locul meu. Eu fac și mâncare, o ascult și pe Selena la teme. Nu Elisabeta, Ecaterina Teodoroiu. Da, nu știu să zic cum da. Da, Ecaterina Teodoroiu. Yes! Bravo! Tu le ne zici și nouă ce s-a întâmplat la Lidl cu gogoașa ta? Da. Ce s-a întâmplat? Căjut. Unde? Din greșeală Marc a luat punga aceea de hârtie și în loc să o ia cu gura în sus a luat punga cu gura în jos și a căzut cu goașa fix când eu plăteam la casa de marcat. Și tanti de acolo ce a zis? Că-ți dă o gogoașă? Pe gratis. Pe gratis, așa, ne-a zis să mergem să luăm o altă gogoașă și că nu va trebui să plătim. Deci a fost o tanti foarte, foarte drăguță, mai ales că noi deja trecusem de casa de marcat, am plătit gogoașa, da? Și a fost drăguță. Și dacă era să fie înainte de casa de marcat, trebuia să plătim acea gogoașă pentru că a fost vina noastră că am scăpat gogoașa pe jos, așa-i? Marc i-a mulțumit frumos. Am mers la ea după ce am luat-o, nu? Da, Marc a mers la tanti. După ce a luat gogoașa, a mers la tanti și i-a mulțumit frumos. Și ce ți-a zis tanti? Mai știi? Nu. Să crești mare. Mai ții minte? Am uitat. Ai uitat, așa-i? Mai rare asemenea persoane, Marc, să știi.
A fost tare blândă și drăguță. Da. Ia uitați-o pe Mini, a prins un cotor de măr. Mini, e voie, mama. Uite. A prins cotorul ăsta de măr și stă cu el de ceva timp și îl păzește. Și mai devreme se certa cu Bingo. Bingo voia să ciugulească și el de aici. Da? Vreau să-ți dau ceva să mănânci. Păi, mănânci cotor de măr? Nu e bun, așa-i? Nu e bun. Pregătesc să fac sandwich-ul Selenei. Am pus-o să-și aleagă cu ce pâine vrea. O să opresc aripioarele ca să nu se usuce. Așa. Și a ales să-i fac cu ciabată. Și asta cu măsline foarte bună și proaspătă și nu puteam să mă decid. Și am zis, lasă că și așa sunt micuțe și aia cu măsline și ciabata. Și o să-i fac sandwich cu salamul ăsta, unt. Și îmi place foarte mult untiera asta. Am luat-o, am spălat-o și am pus untul direct în ea și arată foarte, foarte drăguț. Așa arată sprâncenele, că n-am reușit să vorbesc cu voi despre ele. Mie îmi plac foarte mult. Acum au această culoare, la fel cum au avut și la început. Culoarea aceasta se va schimba în jurul la 3 săptămâni sau o lună. Nasul acesta pe care l-am ciuruit astăzi, deci astăzi mi-am curățat tenul și am încercat să-mi scot și câteva puncte negre și mi-am ciuruit nasul în ultimul hal, așa că m-am lăsat pe gubașă că nu reușeam deloc să le scot și mă gândeam să merg la un salon de cosmetică și să-mi curețe tenul complet pentru că eu nu reușesc să-l curăț așa cum trebuie. Bineînțeles că nu am nici aparatura necesară, am doar acea ustensilă pe care cred că o avem cu toții. Cred că am luat-o de la Avon sau de la Oriflame, dar se găsesc și în Jumbo și în alte magazine. Uitați ce urât s-a făcut blushul cremă de pe fața mea. Este blushul pe care l-am luat de la Essence. Da. Bine, că aici probabil că am pupat copiii și m-am apropiat cu obrazul de ei. S-a luat și s-a șters destul de urât, se vede foarte urât. Iar aici văd că a rămas ok. Dar cam așa pățesc eu cu blushurile acestea gen cremă. Nu știu dacă doar eu sau și alte persoane, dar și cu siguranță cred că pățesc și alte persoane. S-a făcut foarte, foarte urât partea asta aici, nu-mi place. Așa că cele mai faine blush-uri sunt cele tip pudră. Mie alea îmi plac cel mai și cel mai. Dori să rămână sprâncenele. Bineînțeles că nu această culoare caldă. Aș vrea să am acea culoare rece pe care am avut-o și zilele trecute. Dar nu înțeleg de ce pielea mea respinge acest pigment și nu rămân sprâncenele așa uniforme, cum sunt acum. Sunt de la început până în capăt, sunt așa pline, umplute, au formă. Astăzi mi-a trasat din nou această linie pe dedesubt precisă și puțin pe deasupra, doar că a zis că nu vrea să arate ca niște sprâncene făcute cu markerul, ar vrea să se vadă că sunt niște sprâncene naturale. Așa că sunt curioasă să vedem cum o să se prezinte după o lună, două, trei. Mi-a recomandat să mai fac reîmprospătare după un an de zile, asta în cazul în care vreau eu, nu neapărat că va trebui. Reîmprospătare se face normal la un an de zile, dar a zis că sunt cliente care vin la 4 luni, la 6 luni sau la un an de zile. Acum o să văd și eu cum o să fie, cum o să se prezinte sprâncenele mele, dacă în acest timp se regenerează ale mele, deși nu cred, pentru că mie nu mi-au mai crescut sprâncenele așa cum ar trebui. Dacă s-ar regenera, bineînțeles că nu aș mai apela să le micropigmentez, nici fir cu fir, nici pudră, aș folosi, nu știu, ceară sau genul acela de mascara pentru sprâncene să le închid un pic la culoare sau să învopsesc sprâncenele mele. Pentru că ale mele sunt așa cu o tentă de blond, sunt foarte deschise. Ceva de genul cum le are și Mark și dacă nu mă dau cu un mascara sau cu ceva pudră peste ele, sunt foarte deschise, iar la lumină puternică sau la bătaia soarelui se văd destul de ciudat. Așa că
chiar dacă eu mi-am micropigmentat sprâncenele, tot este nevoie ca zi de zi să mă dau cu acea mascara pe care o am pentru a-mi închide sprâncenele mele, că sunt deschise la culoare. Da, în fine, eu v-am lăsat, pregătesc sandvișusele Nei, între timp se răcește mămăliguța și aripioarele că sunt fierbinți. Eu v-am pupat cu mare, mare drag, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, că v-ați abonat la canalul meu și ne vedem în vlogul următor. Să aveți grijă de voi! Pa, pa!